Ceea ce a evidențiat domnul medic șef aici, aș vrea să continui ideea dânsului și să spun care ar fi principalele utilități ale acestui program, al acestui soft, care urmează să fie implementat pe niște terminale mobile, deci pe niște calculatoare, care vor conține o bază de date cu circa 20.000 de modele de mașini, atât autovehicule de transport persoane, cât și pentru transportul mărfurilor. În ultimii ani s-a demonstrat faptul că acțiunile de descarcerare au comportat un grad ridicat de complexitate, având în vedere caracteristicile tehnice deosebite ale autovehiculului care circulă pe drumurile țării noastre. Au apărut fel și fel de modele de mașini, fel și fel de caroserii, în special, pentru că noi, într-o situație de acest gen, lucrăm mai mult pe caroserie, cu utilități care, de nefericire, pot pune în pericol atât viața pacientului, deci a celui care este transportat, cât și a salvatorului, a membrului din echipa de descarcerare. Această bază de date ce urmează să furnizeze ea? Să furnizeze celor care intervin informații foarte pertinente legate de anumite ansamble și subansamble ale autovehiculelor. Și am să vă explic despre ce este vorba. În primul rând am vorbit despre caroserie. Caroseriile la mașinile noi, la modelele noi, sunt în general ramforsate. Ramforsările sunt elemente din dotarea, din componența caroseriei, care asigură un grad de rigiditate mai mare și automat siguranța pasagerului crește. Apoi, se pune problema dotărilor mașinii. Este vorba de aceste sisteme de airbag-uri care au cunoscut o varietate foarte mare, de la clasicele airbag-uri în volan și în torpedo. Putem discuta acum la diferite modele performante de mașini și nu numai de transport persoane, chiar și de transport de mărfuri, la airbag-uri de tip cortină, airbag-uri amplasate în perne și așa mai departe. Ele sunt elemente care de asemenea pot pune în pericol viața salvatorului într-o situație limită. Și v-aș da un exemplu, cu mulți ani în urmă a fost un caz în Anglia în care un pompier a fost ucis de declanșarea unui asemenea sistem pe timpul desfășurării operațiunilor de descarcerare. Asta că mi-am adus aminte de chestia asta. Apoi, este vorba despre locurile unde sunt amplasați acumulatorii, bateriile de acumulatori. Știți foarte bine, după un accident, după o coliziune, există riscul ca mașina să ia foc. Prima activitate sau o activitate de mare importanță la susținerea salvatorilor este de a deconecta autovehiculul de la sistemul electric, de la alimentarea cu energie electrică produsă prin baterii. Apoi, putem discuta de un alt element care este cel al centurilor de siguranță. Au apărut modele de mașini cu centuri pretensionate, care sunt comandate această pretensiune de un arc, de o pastilă, elemente care pot fi vulnerabile în caz că se declanșează intempestiv și fără control. La fel cum de asemenea aceste airbag-uri de care v-am vorbit sunt comandate de diferite patroane, de diferite fuzibile care funcționează pe bază de gaz și care într-un moment de declanșare intempestivă pot produce grave leziuni salvatorului și victimei dacă aceasta se face post-accident. Toate aceste elemente vor fi furnizate de către acest soft prin utilizarea acestor mijloace portabile, tip laptop, am înțeles eu că vor fi, la dispoziția echipelor de salvare și unul am ținut neapărat să fie îndispecerat, pentru că de multe ori informațiile se primesc destul de complet în dispecerat unității și atunci dispecerul, personalul care asigură dispecerizarea misiunii, poate să ofere pe timpul deplasării, deci pe traseu, informațiile necesare la tipul de autovehicul și să fie date o serie de date elementare privind siguranța intervenției.
ce vor realiza sau ce va realiza, unde va fi creat un plus de valoare vis-a-vis de utilizarea acestui soft. Din analiza noastră rezultă că se va câștiga foarte mult, în primul rând, ca să o iau în ordine, cum ar trebui să o spun, în asigurarea siguranței salvatorului, care este un lucru de maximă importanță, și în al doilea rând, în reducerea timpului de descarcerare efectiv. Adică, dacă vom avea cunoștință de toate aceste elemente în timp operativ și nu va trebui să punem întrebări, să întrebăm în stânga, în dreapta, să facem cercetare la fața locului acestor aspecte, să vedem, are ramforsări, n-are, unde sunt airbag-urile, pe ce, pe motorină, pe benzină, așa, eu sunt convins că operativitatea în execuția manevrelor de descarcerare efectivă o să crească. Și o să reușim să punem la dispoziția colegilor din serviciile medicale de urgență victimele în timp mai scurt, că practic ați observat și din denumirea programului, se numește ora de aur. Da, este acea oră de aur. Și în condiții de siguranță mai mari. În forțare sau să tai sau să execuți o manevră de depărtare la ușă din tablă. În momentul când te-ai dus în orb și n-ai știut și ai început să pui utilajul sau sculele, mai bine zis, de descarcere și să te apuci să tai o bară de un oțel la un model din ăsta care l-ați evidențiat dumneavoastră, știi ce se întâmplă? Ai pus deoparte forfeca. A doua oară nu mai tai cu ea. Ai distrus-o și o sculă care costă câteva zeci de mii de euro. Și asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. O mică butelie care umflă airbag-urile. Dacă forfeca prinde acea butelie, de obicei o poate tăia, dar explodează în momentul în care se produce breșa în peretele buteliei. Și atunci, până acum, colegii noștri din echipajele de descarcere se bazau pe așa, o geometrică intuitivă a locului în care este amplasată acea butelie. Dar acum, pe baza fie a modelului, dacă se poate recunoaște modelul autoturismului, fie pe baza seriei de motor, caroserie, se poate identifica exact schița și amplasarea propriu-zisă în reală a elementelor. Deci, practic, sunt niște modele în 3D în care apar toate zonele vulnerabile pentru și pentru victimă și pentru salvator. Evidențiate. Da, aceste cartușe de care spunea domnul doctor Gugaze, așa funcționează și airbag-urile. Este important să știi unde sunt alea, ca să le protejezi. Să nu te apuci să tai sau să faci depărtări acolo.